CEO-ul companiei Pfizer spune că oamenii ar putea avea nevoie de a patra doză de vaccin împotriva COVID-19 mai devreme decât s-a estimat. Asta în contextul în care Omicron s-a răspândit în aproape o treime din țările lumii. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea, Laura Boico, editor al FNews. Laura, cum s-a ajuns la această concluzie? Declarația vine în urma unor cercetări preliminare care arată că nuatul tulpină Omicron poate slăbi anticorpii protectori generați de vaccinul dezvoltat de companie. Pfizer a publicat recent rezultatele unui studiu de laborator care arată că vaccinul lor este eficient împotriva variantei Omicron dacă este administrat în trei doze, dar nu tulpină probabil nu este neutralizată suficient după două doze. Directorul companiei a precizat anterior că o a patra doză ar putea fi făcută la 12 luni după a treia doză, însă încă nu este clar când va fi necesară cea de-a patra doză de vaccin. Știm că și Israelul a anunțat că ar putea introduce o A4 a patra doză de vaccin. Așa este, Ioana, oficialii din domeniul sănătății din Israel ar putea autoriza a patra doză de vaccin împotriva COVID-19 pentru persoanele imunodeprimate. Această decizie vine după răspândirea variantei Omicron. Se va lua în calcul vaccinul doar pentru grupurile vulnerabile care nu au dezvoltat anticorpi. Îți reamintesc că Israel a fost și prima țară care a adoptat pe scară largă doza a treia de vaccin.